mai multe persoane testate pozitiv la COVID-19 s-au plâns că sunt contactate foarte târziu de Direcția de Sănătate Publică din București. Pot trece 10 sau chiar 14 zile de la rezultate și mai grav este că în acest timp nu se fac anchete epidemiologice. Din această cauză, unele persoane infectate sau care au intrat în contact cu ele au ajuns din nou în comunitate. Andreea este instructor de patinaj și în urmă cu 11 zile s-a testat la un laborator privat, înaintea unui concediu, în Grecia. Rezultatul ei a fost pozitiv. A mers la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș și după o internare de o zi a primit un rezultat negativ. Cu cele două teste s-a retras acasă, în izolare, așteptând să fie sunată de cei de la DSP. Nu mi-a răspuns nimeni. Am sute de apeluri către DSP. Am continuat să sun. Nu mi-a răspuns nimeni. Abia după 10 zile, în care pe lângă telefoane dăduse și 4 e-mail-uri, a primit un telefon. M-a sunat un anonim de pe un număr de telefon. Vreau să vă comunic că sunteți pozitivă. Cum că trebuie să stau 14 zile în izolare și astea sunt regulile? I-am spus da, astea sunt regulile, la fel cum sunt și regulile care ar fi trebuit să mă contactați în 24 de ore de când a devenit testul meu pozitiv, de când a fost transmis de către clinică, ceea ce nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nici măcar ancheta epidemiologică în termen de 72 de ore, cum scrieți în lege. Ceva mai norocoasă a fost Sorina. Ea și colegii de serviciu au intrat în contact cu un bărbat depistat pozitiv. Au fost sunați după 7 zile de la rezultat. Noi a trebuit să sunăm, că am avut și cazuri colegi la muncă care au încercat să sune. Am sunat 4 zile, dar n-a răspuns absolut nimeni. Pe toate numerele de telefon, de pe toate site-urile de SPP București, nu găsești absolut nimic. Dumneavoastră mă anunțați în ziua 10-a că sunt pozitivă și ce vă așteptați? Ca până în ziua 10-a eu să fi fost în necunoștință de cauză și că m-aș fi putut plimba pe peste tot și să intru sau în comunitate. A spus, doamnă, nu vă brățuiți la mine sau ceva de genul ăsta. Eu sunt un simplu medic rezident. Eu ajut DSP-ul, eu sunt voluntar pentru DSP și nu sunt obligat să vă răspund la toate întrebările. Medicul de familie Sandra Alexiu spune că Direcția de Sănătate Publică e total depășită. Doctorul are mai mulți pacienți care i-au comunicat că au fost testați pozitiv și nici după 14 zile nu au fost sunați pentru ancheta epidemiologică. Dacă tu ești suspect, nu? Și testul este pozitiv, imediat trebuie să se facă ancheta epidemiologică și să se stabilească. Tu stai în casă, următorii contact stau în casă 14 zile, din această clipă nu mai ieși. Ori dacă de la DSP te sună după 14 zile, în toată această perioadă tu te plimbi liniștit prin oraș, nu? Așa am pățit și eu cu unul dintre pacienții mei, care trebuia să fie pus în carantină, adică era contact cu o persoană pozitivă și mă suna din oraș. Am încercat să obținem o declarație de la Direcția de Sănătate Publică a Capitalei, sunând la toate numerele disponibile. Ne pare rău, dar nu puteți lăsa un mesaj. Căsuța vocală este plină. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu. Vă mulțumim. La revedere! Și acesta este doar unul dintre numere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 numere de telefon și la toate primește același răspuns. Probabil că trebuie să ai o răbdare de fier mai presus de orice ca să poți să îi contactezi pe cei de la DSP. Medicii de familie spun că bucureștenii sunt mai nou lăsați să se descurce singuri, să îi caute ei pe cei de la DSP, nu invers. În momentul ăsta, prin noul comunicat pus pe site-ul DSPB, DSPB își ia mâinile de pe această activitate. Deci ei dau numai decizia dacă le furnizezi testul și rezultatul evaluării. Atunci, cum mai face DSP ancheta epidemiologică dacă nu mai sună pacientul ca să stabilească ce și cum? Ministrul Sănătății spune că lucrurile sunt clare doar în cazul celor depistați pozitiv în urma unei definiții de caz, adică atunci când ajung la spital cu diverse probleme sau simptome. Orice persoană care este testată pe suspiciune pe definiție de caz așteaptă rezultatul la domiciliu. Dacă au fost să se testeze, că au vrut să se testeze, nici DSP-urile nu au această evidență, fiindcă oamenii au mers la cerere. În București au fost până acum 18.000 de infectați, de 3 ori mai mulți decât la Suceava, ori Brașov, și de aproape 5 ori mai mulți decât în Timiș, Bihor sau Ilfov. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.